Bine v-am regăsit! Berbec, e o zi care te invită la discreție, dar nu pentru că nu va fi ușor să te abții de la anumite discuții inutile, ar fi bine cel puțin să eviți orice fel de apreciere negativă la adresa altora, mai ales dacă știi că e nedreaptă. Taur, se anunță obstacole în calea unor planuri pe care ți le-ai făcut cu încredere că vei reuși să rezolvi alte probleme ale unor persoane dragi. Socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din realitate. Gemeni, zbaterea, oricât ar fi de intensă, este inutilă dacă nu ai un scop. Ai ocazia să vezi cât de mult te costă oscilația între două extreme fără să te poți decide. Rac, ai nevoie de un strop de blândețe, de puțină bunătate, dar nici nu poți să ceri așa ceva pentru că asta ar însemna că speranțele tale au fost deșarte. Leu, ai la dispoziție această zi specială pentru a face puțină ordine în gânduri, intenții nerealizate și planuri de viitor în care nu mai crezi, ți-ar prinde bine să nu cauți vinovați, ci soluții. Fecioară, este important să accepți că nicio strategie nu este perfectă, nici măcar una făcută de cei mai buni specialiști. Realitatea o poate contrazice și pe aceasta. Cu detalii despre următoarele 6 zodii revin imediat.